Evagrie Ponticul Viața și scrisul lui Evagrie de origine din Pont a fost un ucenic al Sfântului Vasile cel Mare, care l-a făcut ceteț și al Sfântului Grigorie de Nazians, care l-a sfințit într-un diacon. La anul 379 pare să fi venit cu Sfântul Grigorie de Nazians la Constantinopol, unde a rămas câteva vreme și după plecarea aceluia pe lângă patriarhul Nectarie. Bun cuvântător și temeinic instruit în ale teologiei, ținea în acel timp predici foarte apreciate în legătură cu controversele dogmatice ale vremii. Diferite motive l-au îndemnat totuși să plece de la Constantinopol la Ierusalim, iar după o scurtă ședere acolo, la anul 382, se duse în Egipt, închinându-se vieții de pusnic în care a avut ca îndrumător pe Macarie cel Mare. Scaunul episcopal oferit lui de Teofil al Alexandrei l-a respins în chip statornic. Moare la anul 399. Citind cu multă râvnă pe origen, am împrumutat de la acesta teoria preexistenței sufletelor și a restabilirii finale a tuturor. De aceea, sinodul al V-lea ecumenic l-a condamnat ca origenist. Acest fapt a avut ca urmare textul grec original al scrierilor sale nu s-a mai păstrat. Afară de unele extrase, puse și acelea de cele mai multe ori sub alt nume, mai ales sub al lui Nilas Centul. Operile lui întregi s-au păstrat numai în traduceri siriace și armene, adică la creștini monofiziți. Evagrie pare a fi primul scriitor biseceresc care, imitând literatura filozofică de sentințe, și-a îmbrăcat învățătura sa în această formă. El este inițiatorul centuriilor, al sentințelor în grupe de câte o sută. În general, este recunoscut ca cel mai fecund și mai caracteristic scriitor duhovnicesc din pustia Egiptului. El a dat o formă mai înțeleasă marilor idei ale lui Origen și Grigorie al Nisei. Scrierile lui, afară de tezele origeniste condamnate, au exercitat poate cea mai mare influență asupra ascezii și misticii răsăritene până în viacul al XIV-lea ba până la al 20-lea, cum zice J. Hosser. Evagrie a însemnat mai mult pentru mistica ortodoxă decât Dionisia Aeropagitul, care a venit mai târziu. Când misticii aveau prin Evagrie o învățătură fixată, gata, această învățătură trece de la el peste scărarul, isichie, maxim mărturisitorul, nichita stitatul, până la isicaști. Evagrie în parte, viața spirituală în activă și contemplativă sau gnostică. Viața activă este numai pregătirea pentru cea gnostică. Toată strădania omului trebuie să ducă la cunoaștere sau gnoză, a cărei încoronare este contemplarea Sfintei Treimi. Rostul ascezei este să înlăture piedicile ce stau în calea cunoașterii, prin curățirea sufletului de patim. Virtuțile care sunt treptele vieții active se rânduiesc în următoarea ordine. Cea mai de jos e credința, care naște frica de Dumnezeu. Aceasta naște păzirea poruncilor, ale cărei fiice sunt înfrânarea, cumințenia, răbdarea și nădejdea. Toate duc la nepătimire, al cărei rod e dragostea. De acum părăsim viața activă. Dragostea ne introduce în viața contemplativă. Treapta cea mai de jos a vieții contemplative este gnoza naturală, după ea urmează teologia, noza mai înaltă, contemplarea Sfintei Treimi, care e și treapta rugăciunii curate. Cunoașterea lui Dumnezeu, ca țintă supremă a vieții duhovnicești, nu se realizează prin cugetare discursivă. Cel curățit ajunge până la o cunoaștere intuitivă a lui, în lumina sufletului îndumnezeit. În timpul rugăciunii, sufletul contemplativului este asemenea cerului în care strălucește lumina Sfintei Treimi. Dar pentru aceasta se cere o curățire de toate patimile și de toate gândurile în legătură cu ele. Aceasta e curățirea ce se cere minții, vârful cunoscător sau ochiul sufletului. Până ce mintea mai păstrează chiar și numai gânduri nestrăbătute de patim, ea poate cunoaște prin ele pe Dumnezeu un chip mijlocit. Dar dacă vrea să ajungă la vederea Sfintei Treimi, trebuie să se curețe și de aceste gânduri ca să devină cu totul pură. La această stare nu poate ajunge decât prin Harul lui Dumnezeu. Ajuns omul aici, în inima lui strălucește lumina Sfintei Treimi. El vede lumina dumnezească. Lumina aceasta este fără formă, întrucât și Dumnezeu este fără chip, simplu și nepătruns. În cunoașterea aceasta lui Dumnezeu nu e nimic care să se întipărească în mintea omului. De aceea, mintea trebuie să se elibereze de orice întipărire a lucrurilor și înțelesurilor lor. Cunoașterea lui Dumnezeu e dincolo de orice chip. Viziunile imaginative sunt suspecte. Cunoașterea aceasta este simplă, necompusă, indescriptibilă, fără margini. E o cucerire a minții de către nemărginirea celui infinit. Tocmai de aceea lumina aceasta este într-un anumit înțeles și cu cel mai adânc. Neștiința fără margini. Dar această cunoaștere are și o altă latură. Când lumina dumnezească răsare în minte, aceasta se vede și pe sine însăși. Vederea proprie este o condiție a desăvârșirii minții. Astfel, mintea în vremea rugăciunii se vede pe sine, strălucind ca safirul și ca cerul, ca locul în care s-a coborât Sfânta Treime. Mult vorbește vagre de starea de nepătimire, apatia, ca o condiție a vederii lui Dumnezeu. Semnul că cineva a ajuns la adevărata lipsă de patim stă în faptul că se poate ruga netulburat și neîmprăștiat, eliberat de toate grijile și de toate gândurile și imaginile lucrurilor. Dar această nepăsare față de lucrurile lumii nu este și o indiferență față de Dumnezeu și față de semeni, ci o condiție pentru ca să-i poată iubi cu adevărat. Patimele care pun stăpânire pe om și de care trebuie să se curățească pentru a ajunge la nepătimire, iubire și gnoză, le aduce evagrie în legătură cu demonii, încât lupta cu ele este în același timp o luptă cu ei. Această idee devine un light motiv important al întregii asceze răsăritene. Tot la evagrie găsim pentru prima dată teoria celor opt patimi sau vicii sau gânduri păcătoase, teoria ce va reveni mereu la scriitorii ascetici de după el, la Casian, Nil, Ioan Scărarul, Ioan Damaschin, etc. La Ivagre sunt trasate directivele ascezei și mistice ulterioare, la el se cuprind sistematizate aproape toate învățăturile psihologice și pneumatologice aplicate în viața ascetică și mistică din răsărit.